Cei doi infractori care, spun autoritățile, ar fi avut ajutoare și au plănuit minuțios spargerea. Inițial au vopsit cu un spray negru camerele de supraveghere de la intrarea în bancă. Apoi... Cu ajutorul unei butelii, cei doi hoți au introdus gaz în interior, iar imediat banca a explodat. Vorbim de o manevră extrem de periculoasă, fiindcă deasupra locuiesc zeci de oameni, iar explozia putea fi urmată de un incendiu care se putea extinde și la etajele superioare. În deflagrație s-au spart geamurile băncii, părți din tavan s-au prăbușit, iar bancomatul s-a desprins din perete. O mare explozie, am crezut că a sărit în aer un apartament sau o mașină în fața blocului. Când am ieșit și m-am uitat pe geam, s-a văzut că cineva a să spargă banca. Am observat că era bancomatul căzut, geamuri sparte. Am vecin care au spus că au sărit, s-a mișcat patul cu ei, deci putea, doamne ferește, a fost ca un cutremur. Explozia i-a speriat și pe hoți, care imediat după bubuitură au fugit cu mâinile goale. Nu au ajuns nici la caseta de bani din bancomat, nici la seiful din bancă. Polițiștii nu au reușit încă să-i prindă. Au o misiune grea, pentru că bărbații purtau cagule. Straniu este că în aceeași noapte, alte trei locuințe din apropiere au fost sparte de hoți. Polițiștii nu exclud că aceste atacuri să fie legate între ele.